Bună ziua, oameni frumoși și bine v-am regăsit! Astăzi am revenit cu etalarea generală pentru săptămâna 17-23 ianuarie 2021. Etalare pentru zodia Gemeni, ascendent lună în zodia Gemeni. Dacă vă doriți o etalare personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul 0726981520. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să-mi lăsați un like, un coment, să vă abonați sau să deveniți membri acestui canal, să știți că apreciez foarte mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Vom vedea care este energia săptămânii, cum veți sta din punct de vedere profesional, relațional, financiar, dar și din punct de vedere al sănătății. Și vom începe cu energia săptămânii, unde avem asul de spade și patru de bâte. Ori vă mutați în casă nouă, ce frumos, da, că aveți și cheia, ori veți găsi o soluție să vă înțelegeți mult mai bine cu anumite persoane, dar aici tind să cred că veți rezolva cu anumite acte și vă doriți să vă mutați în casă nouă. Și veți reuși, să știți, pentru că dacă așteptați un răspuns de bani ca să faceți un împrumut pentru o casă, de exemplu, sau pentru un bun, sau pentru a avea mai multă stabilitate din punct de vedere financiar, fiecare ce planare, da? Văd că veți avea reușite, doar că trebuie să mai cercetați un pic, parcă poate fi vorba și de o afacere, poate unii dintre dumneavoastră lucrați acasă sau lucrați de acasă. Și să știți că va fi o săptămână foarte prosperă. Deci asta aș putea să vă spun din start, pentru că văd realizare, văd reușită la dumneavoastră. Puteți avea de-a face cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător, cu semne de foc, berbec, leu, săgetător, dar și cu semnul zodiacal, taur sau pești. Bun, ce se întâmplă? Dumneavoastră veți găsi o soluție, veți găsi o variantă sau veți avea acces la unele informații, la un dosar, veți afla un secret o dată, poate vă interesează o dată anume. Veți avea parte și de multe surprize. Lucrul acesta o să vă aducă beneficii, pentru că vă puteți mișca, puteți merge mai departe, puteți face ceea ce vă doriți. E o idee rapidă, e un plan. Ceva de bun augur. Aici cu patrule de bâte care aduce foarte multă stabilitate, vești foarte bune, locuința, exact cum v-am spus. Acum depinde de fiecare în parte. Aici mai putem vorbi de o afacere, da? Să închiriați un spațiu, o casă, un apartament unde să vă desfășurați o afacere. Aici să fie idee, să fie o idee. Puneți lucrurile acestea în practică sau vă gândiți la ceva foarte sigur, poate plănuiți lucrurile acestea de ceva timp. Oricum ar fi, este ceva de bun augur. Veți și cheltui în săptămâna aceasta, dar veți avea parte și de câștiguri. Din punct de vedere profesional, văd o pauză în anumite situații, o stagnare urmată de ceva nou. Poate ați avut o perioadă în care nu ați mai lucrat sau lucrurile n-au funcționat sau ați fost nevoiți să stați acasă. Ei, acum se schimbă situația sau poate v-ați pierdut un loc de muncă, să știți că apare o oportunitate, o șansă foarte bună, dar pentru a lucra într-un nou domeniu, ceva unde nu știu, ceva unde nu ați mai lucrat sau e un domeniu total nou. Casa o avem din nou, ceea ce înseamnă că veți începe ceva de acasă, dar totuși vă apare curiozitatea aceasta, să știți exact dacă este bine, dacă nu este bine, dacă aveți vreun beneficiu, dar vă doriți foarte multă stabilitate ce ține de locul de muncă, poate unii dintre dumneavoastră primiți moștenire ceva, ceva care să vă aducă foarte multă satisfacție pentru poate o casă sau un loc unde vă puteți desfășura o anumită activitate din punct de vedere profesional. Aici mai puteți avea de face cu semne de pământ, taur, fecioară, capricorn, dar scrisoare de obicei reprezintă semnul zodiacal Gemeni, deci puteți fi dumneavoastră cei care vă documentați sau primiți un rezultat sau primiți un mesaj, văd contacte noi, prieteni, da, discutați, cercetați un birou. Poate veți lucra la un birou, văd și comunicare scrisă, poate într-un domeniu de acesta online, mă gândesc. Nu știu, dar oricum o să fie o sediu, o să fie acasă și văd că este
ceva foarte sigur, deci pornirea este una foarte sigură și de durată, aș putea spune. Și văd foarte multă determinare din partea dumneavoastră, ceea ce este un lucru foarte bun, pentru că o să vă aducă foarte multă stabilitate. Ancora și casa, în general, Lenormand reprezintă stabilitatea. Faptul că nu vă dați bătuți, că stați acolo ferm pe poziție, perseverați, mulți dintre dumneavoastră și veți avea parte de mult confort. Dar dacă e vorba, poate unii dintre dumneavoastră vă deschideți un magazin mic, un magazin alimentar, cine știe, fiecare, cum dorește. Dar vorbim de afaceri acasă, da? Din care veți câștiga foarte bine. Puteți pune în practică. Iar dacă nu aveți un loc de muncă, exact cum v-am spus, puteți găsi ceva nou, un domeniu nou în care să activați sau poate unii dintre dumneavoastră chiar să începeți propria afacere. Deci lucrurile sunt stabile, nu trebuie să vă îngrijorați. Din punct de vedere financiar, avem Cavalerul de Monede și Regina de Băte, semne de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și semne de foc, Berbec, Leu, Săgetător. Aici dumneavoastră sau unii dintre dumneavoastră așteptați o sumă de bani de la un drum. Așteptați de ceva timp și tot apar obstacole, parcă vă certați cu cineva din cauza unor bani. Există un conflict aici de ceva timp, într-adevăr, pentru că întârzie. Poate fi vorba despre o datorie care nu vi se dă la timp. Încă așteptați, din câte pot observa, dar va veni și o veste bună, ceea ce este un lucru foarte bun. Ceea ce așteptați dumneavoastră se va schimba. Dacă cineva vă datorează bani, nu vă așteptați ca în săptămâna aceasta să fie cu inima mai deschisă și să vă ofere aceste lucruri, pentru că totuși văd agitația aceasta, cearta care va fi, pentru că vă provoacă o întârziere în plățile acestea, în plata aceasta să vă dea înapoi. Iar în alte situații, poate așteptați o sumă de bani, dar de ceva timp și lucrul acesta o să vă agite foarte tare pentru că nu vine în timp, dar până la sfârșitul săptămânii veți avea parte de o veste foarte bună. Văd că unii dintre dumneavoastră de la rude trebuie să primiți bani, alții dintre dumneavoastră veți primi bani de la un cuplu. Niște veți avea contacte cu persoane pentru că văd multă comunicare verbală, dar și vești foarte bune care o să vă vină în legătură cu sumele acestea de bani pe care le așteptați. Deci va fi de bine. Haideți să vedem din punct de vedere relațional. Avem regele de băte și cinciul de cupe. Cineva vă dezamăgit aici. Posibil un semn de foc, berbec, leu, săgetător sau un semn de apă, rac, scorpion, pești. Atitudinea unei anumite persoane v-a adus în zona aceasta. Văd și relații trecute, conexiuni trecute. Ați pierdut o persoană dragă, poate unei dintre dumneavoastră, sau ați terminat o relație definitiv. Dacă întrebarea este ce va fi momentan, după cum puteți observa și dumneavoastră, pauza aceasta este. Dar, în alte situații, după o pauză, după o întrerupere într-o relație sentimentală, de prietenie, de familie, vă puteți reîntâlni cu persoanele acestea. Vă puteți revedea după un anumit timp într-un loc public. Și o să fie bruscă întâlnirea aceasta. Vă iași pe dumneavoastră prin surprindere și văd totuși multă veselie. Sau să primiți vreo veste să mergeți undeva. La o petrecere, la o cununie religioasă, la o cununie civilă, pardon, nu este o cununie religioasă, dar sunt și limite în anumite situații. Văd o femeie brunetă cu ochi căprui care tot vă pune piedică, care tot vă amână sau vă provoacă fel și fel de neplăceri. O persoană din cauza cărei aveți probleme, acum nu mai aveți prieteni sau ați pierdut persoana iubită din cauza unei rivale în dragoste. E o situație foarte încordată, parcă totuși vă gândiți pentru că vă doriți stabilitate. O să reușiți să depășiți această problemă care ține poate de o lună de zile, poate la ani, alții dintre dumneavoastră de un an sau. E o perioadă de o lună de zile până când se vor rezolva anumite relații la care vă gândiți dumneavoastră și chiar să aveți parte de o surpriză din partea cuiva care vă susține, vă încurajează să scăpați de această problemă, de această rivalitate, de această dușmănie. Ciudă că poate fi și o persoană care vă invidiază, multe bârfe între femei, multă răutate între femei în general. Văd și o femeie brunetă cu ochii verzi, o femeie blondă cu ochii albaștri. Veți primi multe vorbe, multă comunicare, cunoștințe noi, dar și multe situații de acestea încurcate, încălcite, mai multe opțiuni. E ca și cum se duce vorba în stânga, în dreapta, să vedeți cum puteți să rezolvați anumite chestiuni relaționale.
are legătură și cu locul de muncă, parcă nu vă înțelegeți cu anumiți colegi, care parcă tot timpul vă provoacă câte o problemă sau vă face câte un necaz, vă vorbește de rău la superiori, treceți cu bine peste toate lucrurile acestea, că la un moment dat veți avea niște opțiuni, văd și niște vorbe bune care vor veni și o cale, o opțiune, o alegere pe care trebuie să o faceți unii dintre dumneavoastră. Din punct de vedere al sănătății, avem roata destinului și împărăteasa, o sarcină, poate apare un copil în anumite familii care oricum sunt din destină. Sunt niște vești care vin foarte brusc, vă ia prin surprindere și trebuie să vă decideți la fel de rapid. În alte situații, aflați o veste de la distanță, de la o anumită persoană, o veste din destin, în legătură cu o problemă de sănătate de la o persoană dragă, poate o vindecare miraculoasă, sau aflați niște vești, dar nu e vorba de sănătatea dumneavoastră, ci mai degrabă de sănătatea unei persoane din străinătate, de la un drum mai lung. Dar aveți destinul de două ori, deci sunt situații din destin pe care nu le poate controla omul. Vești, comunicare, vorbe la distanță, nu sunteți dumneavoastră, ci alte persoane din jurul dumneavoastră. Cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. La revedere!